Domnule Pavel, așadar, peste câteva zile, mai precis vineri, începe prima ediție a memorialului Romeo Ilie. În primul și în primul rând, de ce ați simțit nevoia să organizați o competiție de acest gen? Am simțit nevoia de a organiza o competiție pentru simplu fapt că Ilie Romeo este fondatorul, dacă putem spune așa, handbalului românesc. Dacă Nea Titi Căpățână a fost pionierul care a deschis drumul handbalului românesc în Buzău, atât în ceea ce privește handbalul buzoian, cât și arbitrajul din Buzău, Ilie Romeo a fost cel care a creat această echipă, care acum joacă la Liga Națională, și mi se părea normal ca el să nu fie uitat. De când îl cunoașteți pe domnul Romeo? Cred că de când aveam cam 27-28 de ani, de când mi-am început eu activitatea de arbitru, ne-am întâlnit, mi-aduc aminte, undeva la liceul CFR, eram împreună cu domnul Iamandi. Ilie Romeo, dacă nu mă înșel, își făcea un antrenament acolo și atunci ne-am cunoscut prima dată și de atunci am rămas bun prieten și nu ne-am despărțit decât acum, când a dispărut el dintre noi. Da. Când începe turneul? Dați-ne câteva amănunte despre program. Turneul începe vineri dimineață, la ora 10, este primul joc, la ora 12, al doilea joc, dacă vreți vă spun și jocurile. La ora 10 avem meciul dintre Corona Brașov și Rapid București, la ora 12 avem meciul dintre Zalău și Gloria Buzău, după amiază, la ora 17, avem Zalău cu Corona Brașov și de la 18:30, țin să anunț publicul buzoian, echipa din Buzău, Gloria Buzău, își va prezenta lotul, deci aproximativ o jumătate de oră, 40 de minute, fetele de la Buzău vor fi prezentate, după care la ora 19:30 va începe meciul dintre Buzău și Rapid, iar sâmbătă dimineață vom avea de la ora 10 Zalău cu cine a rămas? Zalău cu Rapidul și de la ora 12 Corona cu Buzău, după care va fi festivitatea de premiere la acest turneu, pe care sperăm să-l organizăm cât mai bine posibil. Vreau să spun publicului buzoian că încercăm să fim la înălțimea acestui eveniment. De ce? Este prima ediție, sper că va fi loc de mai bine, sper să rămână un turneu care să nu dispară din memoria publicului buzoian. Înțeleg că participanții au dat dovadă de un gest de curtoazie apropo de cheltuielile legate de acest turneu. Categoric este, eu țin să le mulțumesc pe această cale, acum o să o fac și la joi seara la ora 19 când vom avea ședința tehnică, să le mulțumesc că au acceptat să vină la acest turneu, să vină pe cheltuiala lor, deci în ceea ce privește cheltuielile de masă și de cazare și le suportă echipele. Eu le mulțumesc pe această cale, era foarte greu să organizezi un turneu de o asemenea învergură cu atâtea cheltuieli, mai ales pentru o asociație județeană atât de mică. Și pe această cale le mulțumesc încă o dată. Ca un fost șef al Comisiei de Arbitri, înțeleg că vor fi și arbitri de top în acest turneu? Vreau să vă spun că vom avea aproape numai arbitri de top, vom avea, de ce spun asta, pentru că Buzău, majoritatea arbitrilor, aproape toți, lăsându-i pe cei mai mici care vin din urmă, activează la Liga Națională și activează și pe plan european, vom avea pe Pârvu și pe Potărniche, care sunt arbitrii HF, vom avea pe Simona, care va fluiera împreună cu ceilalți colegi, care știți că a fluierat și finala Ligii Campionilor, îi vom avea pe Velișcă și cu Pavel Daniel, să vedem dacă va veni și colegul lui, care sunt arbitri de Liga Națională, deci toți arbitrii, majoritatea arbitrilor, 90% vor fi din Buzău pe plan local și pe această cale le mulțumesc și lor pentru că au acceptat să fluiere fără baremuri de arbitraj. Vom face totul voluntar, toți cei care vom fi aici prezenți la acest turneu. E o ocazie nimerită pentru a-i face și mai cunoscuți la ei acasă pe arbitrii buzoieni, fiindcă ei nu arbitrează aici la Buzău, iar când vin și asistă la meciurile echipei, foarte, foarte rar, fiindcă ei la rândul lor sunt angrenați în competiții, publicul îi cunoaște mai puțin.
Da, vor fi cunoscuți și de publicul buzoian, pentru că ei vor arbitra cel puțin două meciuri, va fluiera fiecare dintre aceste cupluri pe care le-am enumerat, mai puțin Simona, care m-a rugat că nu poate decât vineri după amiază, dar ei vor fi cunoscuți de către publicul buzoian și vreau să le spun publicului buzoian că, și nu mă laud cu asta, că undeva arbitrajul buzoian a depășit performanțele handbalului buzoian. Ar fi inutil, dar totuși o facem, intrarea este liberă. Clar, clar. Toți așteptăm publicul buzoian să vină la sală în număr cât mai mare, intrarea va fi liberă, nu va costa pe nimeni niciun leu, aștept ca această competiție să fie o competiție plină de fair play și ca echipele să se simtă cât mai bine și aceste meciuri să fie niște meciuri bune de pregătire în perspectiva începerii campionatului Ligii Florilor, care va începe în august. Domnul Romeo Ilie ar merita o asistență numeroasă, apropo de acest turneu care îi poartă numele? Domnul Ilie ar merita o sală de 5.000-10.000 de locuri ar merita, păcat că încă nu avem această sală. Eu sunt convins că nu vor fi un număr atât de mare de spectatori, pentru că este prima ediție, dar probabil, pe măsură ce vor trece ani, această competiție va deveni o competiție principală pentru handbalul buzoian și atunci lumea va veni la sală în număr cât mai mare. Printre personalitățile care vor fi prezente aici la acest memorial, desigur, numărul 1, domnul Ghiță Tadici. Clar, este, după părerea mea, prietenul cel mai bun pe care l-a avut Ilie Romeo din rândul antrenorilor, fără nicio falsă modestie, spun că erau buni prieteni, chiar se înțelegeau foarte bine. Domnul Tadici va fi prezent la acest turneu, va sosi de joi seara împreună cu echipa. Îl vom aștepta cu multă plăcere. Vor mai fi prezenți aici și elita, zic eu, antrenorii de la Rapid. Va fi domnul Bogdan Burcea de la Corona Brașov. Fost selecționer. Va veni și fostul președinte al Federației Române de Handbal, domnul Dedu, cu echipa Corona Brașov, unde este președintele clubului, așa că vor fi destule personalități. Nu vă spun că așteptăm și o serie de invitați. Noi am făcut invitații tuturor colaboratorilor lui Ilie Romeo, Adrian Chiruț, Coco Mihailă, Neapetrică Berbecaru, Dumitru Muși, domnul Slabu. Noi am făcut invitațiile, vom vedea cine va ajunge și dacă vor fi prezenți aici la sală. Domnule Pavel, am văzut că în urmă cu câteva săptămâni s-au reunit așa ca un remember peste ani foștii jucători de la Ația Buzău, pe când și o reuniune a fostelor handbaliste, cele care cred că ar putea să facă și 10 minute de mișcare. M-am gândit la această posibilitate, nu vă ascund că aș vrea, dar să vedem cum voi reuși să fac o întâlnire a fostelor handbaliste de la Buzău. Foste eleve de ale domnului Ilie, dar cu o selecționată a, să zicem, a Ligii Florilor, foste jucătoare, care au gloriile naționale, da. Chiar mă gândesc și la o Cristina Neagu, dacă nu m-ar refuza, dar eu încerc să fac. Nu promit, sper că la anul să reușesc și acest lucru. Îmi propun ca la anul să reușesc și crearea unui memorial la juniori a domnului Ștefan Miloș. Și că și dânsul trebuie să recunoaștem că este unul care a creat jucătoare și s-a zbătut pentru handbalul feminin buzoian și nu trebuie uitat nici dânsul. Ce vă propuneți să rămână legat de domnul Romeo Ilie, apropo de spectatorii buzoiani? Cu ce trebuie să plece? Cu ce impresii trebuie să plece de la acest memorial? Ei trebuie să plece cu o singură impresie, că nu trebuie, Ilie Romeo nu trebuie uitat pentru simplu fapt că a creat handbalul feminin buzoian. Partea handbalului românesc. Nu e deloc greșit, da. Mulțumesc și multă baftă la competiție. Mulțumesc.